Slava lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Continuăm. Carte Esterei, suntem în Estera 7. Estera 7. Am văzut ieri că până să spună Estera cu adevărat că era problema ei, nevoia ei, așteptat de trei ori să întrebe regele. Iar a treia oară când a răspuns, Estera s-a asigurat că dușmanul ei era prezent. A fost o confruntare aici. Pentru că atunci când vorbea, dușmanul era prezent. O să citesc din nou versetul 3 din capitolul 7. Împărateasa Ester a răspuns, dacă am capătat trecerea înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dam viață, iată cererea mea și scapă poporul meu. Iată dorința mea, căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimicit, înjunghiat și prăpădit. Măcar dacă am fi vândut să fim rob și roabe, aș tăcea, dar vrașmașul n-a putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărateasa Estera, cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Estera a răspuns, apăsătorul, vrașmașul, este Aman, răul acesta. Aman a rămas îngrozit în fața împăratului și împărateasei Estera. Un lucru care am învățat în ce numim lupta spirituală este nu în noi sta cu adevărat, cum se spune asta, capacitatea de a învinge vrașmașul. Adică vreau să spun, hai să spun cu alte cuvinte, să fie mai clar, ca și copii al lui Dumnezeu, când nu suntem conectat în comuniune cu Dumnezeu, noi nu avem resursele necesare să învingem pe vrașmașii noștri. De aceea în Efeseni 6 se spune, întăriți-vă, dincolo fraților, întăriți-vă în puterea Domnului. Aici Estera face un lucru extraordinar, este că nu îl înfruntă pe Aman singur. Îl înfruntă pe Aman în prezența regelui. Și asta face toată diferența. Dacă vrei că ceea ce spui să aibă impact, nu te grăbi să spui, mai întâi asigură-te că ești în prezența împăratului. Atunci lucrurile care le spui au impact. Și trebuie să dezvoltăm această capacitate care o avea Ilie de a fi mereu în prezența împăratului. El stă în fața unui împărat pământesc și spune Dumnezeu înaintea, în limba română cred este Dumnezeu care îi slujesc, în franceză este Dumnezeu înaintea căruia eu stau. Le Dieu devant qui je me tiens. Dar este în fața unui rege și zice nu, acum înainte să fie în fața ta,
Mai întâi sunt în fața lui Dumnezeu. Și apoi sunt, da, într-adevăr, în fața ta. Deci, când ajungem că la punctul unde prezența lui Dumnezeu, asta în prezența lui Dumnezeu, ne însoțește zi de zi, devenim oameni puternici, femei puternice. Contează în ce atmosferă spui ceea ce spui. Contează în ce atmosferă confrunți pe dușmanii tăi. Nu e totul să spui, în Hristos avem izbândă, trebuie să înțelegem principiile cum funcționează. Vrei să învingi pe vrajmaș? Contează. Ești în prezența lui Dumnezeu? Te-ai întărit în puterea tăriei lui? Dacă da, cu siguranță vei avea izbândă. Pentru că ceea ce va teroriza, ceea ce va speria, ceea ce va face că vrajmașul tău să dea înapoi, nu este mai întâi tu, este mai întâi prezența lui Dumnezeu care stă lângă tine. Biblia spune că Aman s-a îngrozit în fața împăratului scuze. Spune, s-a îngrozit în fața împăratului mai întâi, da? Și apoi în fața împărateasei. Deși cea care a vorbit este împărateasă, dar autoritatea supremă o are regele. Și Aman se sperie mai întâi de faptul că aceste cuvinte sunt spuse în prezența regelui. Dacă ea ar fi spus asta și regele nu era acolo, poate Aman ar fi încercat să o convingă, să dea înapoi, să nu spună, sau poate în cel mai rău caz chiar să încerce să o elimine, să nu spună așa ceva la împărat. A vorbi în prezența împăratului. A vorbi în prezență. Nu este totul să vorbim. Contează în prezența cui vorbim. Da? Biblia spune în Iosua 10 cu 12, vi zice, atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe Amoriți, în mâinile copilor lui Israel și a zis, în fața lui Israel, oprește-te soarele asupra Gabaonului și tu luna asupra vai Aialonului. A vorbit în fața lui Israel, a vorbit în prezența lui Dumnezeu. Când Iosua spune astfel de cuvinte, îți garantez că vorbea în prezența lui Dumnezeu. Era foarte conștient de prezența lui Dumnezeu. Altfel, n-ai cum, de fapt, nici n-are cum să-ți tracă așa ceva prin cap. Tu ești pe pământ și vorbești și soarele se oprește. Și luna se oprește. A vorbit în prezența lui Dumnezeu. Contează în ce atmosferă vorbești. Nu doar să vorbești. Dacă ești în atmosferă nepotrivită și vorbești, probabilitatea este mare că ce vei spune nu va avea impact. Domnul Iisus, când ajunge în casa lui Iair, scoate lumea afară înainte să poruncească că fetița să se trezească. În prezența cui vorbești? Prezența cui vorbești? Esther a vorbit în prezența
împăratul lui, care este o imagine pentru mine frumoasă, că biserica trebuie să vorbească în prezența Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos zice așa, unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt în mijlocul lor. De-aia tot ce veți cere, veți primi. De ce? Pentru că vorbiți în prezența mea. Vorbiți în prezența Împăratului. Și atunci cuvintele voastre au impact. Dar dacă vorbim în afara prezenței, poate că tot continuăm să vorbim. Nu se schimbă lucrurile. Pentru că ce spune nu are impact. Dacă doi dintre voi se învoiesc, sunt în armonie să ceară ceva pe pământ, le va fi dat de Tatăl meu care este cer. De ce? Pentru că acolo doi sau trei sunt adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Vorbiți în prezența mea și atunci aveți impact. Și ți-a spune, de fapt, secretul următor, care de fapt nu este un secret, dacă citim Scriptura. Cu cât conștiința prezenței lui Iisus Hristos în mijlocul nostru este dezvoltată, cu cât cuvintele care le spunem au impact. De aceea, cel care este numit hoțul vine decât să fure. A furat tocmai asta de la mulți copii al lui Dumnezeu. Conștiință și prezență lui Iisus Hristos. N-ai cum să-mi spui că te închin și ești conștient că Iisus Hristos este chiar acolo. Și putem încă să ne jucăm cu telefoanele noastre, putem încă să facem una alta, putem să ne comportăm ca și cum suntem la un spectacol și zicem, dar știm că Iisus e aici. Nu știm. Știm cu cuvinte așa, știm, cum să zic, teoretic, dar o conștiință reală a prezenței Lui face că cuvintele noastre au impact. Să mă opresc aici azi. Cu cât vei crește în această conștiință a prezenței lui Dumnezeu, cu cât vei vorbi în prezența Împăratului, cuvintele tale vor avea impact. Dumnezeu să te binecuvinteze.